Bună la toată lumea, dragii mei, dragile mele! Nu am mai intrat de mult timp. Am intrat să mulțumesc la toți cei care au fost alături de mine în această încercare care iar am avut-o. S-a infectat fetița mea asta mică cu Omicron, o formă de virus de la corona, da? De acolo a pornit tot calvarul pentru toți, pentru că toți am luat. Eu am luat într-o formă mult mai lejeră și fetița mare. Acest virus nenorocit care face ravagii, care de fapt este un virus inventat și atacă și pe cei vaccinați. Fetița fiind mai mică, am ajuns cu ea la spital. Mulțumesc la toți preoții și la toți clienții mei care ați plătit slujbe. În special la un client de suflet, care o să mă rog pentru el mereu, pentru care el se duce în fiecare duminică la biserică și este un om și el bolnav la rândul lui. Și toți cei care ați fost alături de mine, acum suntem un pic mai ok, dar suntem în refacere. Din nefericire trăim timpuri foarte urâte, nu mai știm nici ce mâncăm, nu mai știm nici ce bem și plus ce respirăm, pentru că în aerul de afară ei aruncă, mă gândesc pe timp de noapte, cu avioanele și cu asta, pentru că vor să pregătească din nou vaccinarea, da? Să nu uităm că trăim timpurile cele mai urâte și doar începutul, vor fi și mai grele timpuri unde va fi foamete, este o profeție și profeția trebuie să se îndeplinească, noi putem să facem un singur lucru, să ne încredem în Dumnezeu. În această mare încercare l-am avut pe Dumnezeu alături, am simțit prezența Lui și pe toți cei care ați fost alături de mine să vă binecuvânteze Dumnezeu și cu o vorbă bună. Și să vă dea Dumnezeu sănătate, că e mai important decât toate, că nu mai știm în ce lume trăim și ce ni se mai pregătește. Spunând aștia, eu v-am băgat din nou la slujbe pe toți abonații și o să mă rog în fiecare seară pentru sănătatea voastră, a copiilor voștri. Nu pot să mă exprim în cuvinte, nici în sentimente. Ceea ce simt pentru voi, sunteți mai mult decât o familie pentru mine, toți cei care sunteți alături. Cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, vedeți că am pus și crucea de la mănăstire, să dea Dumnezeu ca toți să trecem prin marea acestor încercări, să ne punem durerea și suferința în fața Domnului nostru Iisus Hristos, că El este vindecător, a Sfinte Fecioară Maria, care face miracole, și bineînțeles a Dumnezeului Suprem, că fără El nimic nu este pe pământ. Încă o dată mii și mii de mulțumiri, Dumnezeu să fie cu voi, să vă binecuvânteze. Acum am intrat și pentru faptul să vă mulțumesc, dar și să vă fac o lectură în două variante cu îngerii, să vedem îngerii ce ne îndrumă, pentru că trebuie să ne axăm foarte mult pe rugăciuni, să ne rugăm la Dumnezeu în fiecare seară, dacă aveți posibilitatea să citiți și psaltirea, cu toate că psaltirea se citește dacă e casa spovedit, cum se numește, dacă voi vă spovediți, dacă casa este făcut feștanie, dar o puteți citi și așa, doar așa. Deci eu am început să o citesc, aștept să se termine cu acest calvar, să chem preotul să sfințească casa, și să încercăm când ieșim afară să stăm cât mai departe de persoane, pentru că virusul ăsta atacă și pe cei vaccinați și pe cei nevaccinați, chiar și animalele. Mi-a spus o persoană că pisica e bolnavă, deci vă dați seama ce aruncă ei, ne înveninează cu tot felul de lucruri, pentru că vor ca să diminuiască populația de pe fața pământului. Dar lăsăm totul mâna lui Dumnezeu, puterea Lui este mult mai mare. Să ne rugăm Lui, să ne punem încrederea în El și în Domnul Iisus și în îngeri și va fi totul bine. Va trebui să trecem prin aceste încercări, cine știe ce ni se mai pregătește, dar cu puterea Sfintei Cruci și cu puterea unirii, pentru că suntem toți uniți, da? Atât și voi cei care mă rugați să mă rog, vă bag la slujbe și atunci credința și rugăciune și mulțumesc din suflet, în special tuturor celor care ați fost în această suferință alături de mine și de copilașii mei și cea mare și ea a fost un pic, dar foarte puțin, asta mică a fost foarte grav, am zis, am ajuns cu ea în urgență. Sper din suflet să nu se mai reîntoarcă,
acest lucru sau dacă se reîntoarce, Doamne ferește, să nu mai fie atât de grav. Spunând așa, vă pup, haideți să încercăm să facem prima și a doua variantă cu îngerii. Vă voi extrage pentru prima variantă un înger, un arhanghel, să vedem ce vă spune, ce vă îndrumă, ce ne spune, ce va trebui să facem, da? Pentru voi toți cei din prima variantă, arhanghelul Ariel vă spune să aveți mai mult curaj în tot ce doriți să faceți voi în viață. Poate că vă confruntați cu o situație în care nu aveți putere să mergeți mai departe, da? Arhanghelul Ariel vă spune că va trebui să aveți curaj, să fiți mai curajoși. În cazul în care aveți o relație și nu știți cum să faceți să scăpați de această relație, vă țineți agățate de această relație, încercați să-l chemați în ajutor pe arhanghelul Ariel, să prindeți o lumânare de culoare albă sau albastră, să-i cereți ajutorul să vă clarifice situația și cu siguranță el vă va ajuta. Puteți să faceți lucrul ăsta în fiecare zi. În cazul în care iubiți pe cineva și acea persoană nu vă dă iubire, vă spune să aveți curajul să vă iubiți mai mult pe dumneavoastră și să încercați să lăsați persoana respectivă să se ducă pe drumul ei pentru că nu are rost. În cazul în care se referă la orice fel de situație, vă lipsește curajul. Poate că sunteți persoane mai închise în interiorul ființei voastre, poate că nu aveți curajul de a vă exprima verbal și chestia asta este foarte greu, pentru că dacă sunteți astfel de persoane și țineți totul în interior, să știți că vă afectează foarte mult și din punct de vedere al sănătății, chiar și mental. Arhanghelul Ariel, dacă aveți o situație, dacă nu aveți, dacă aveți teamă, dacă aveți o frică ca să vă exprimați în cuvinte, în orice fel de situație, că se referă în dragoste, că se referă că sunteți atacați și nu aveți curajul să vorbiți, sunteți persoane mai timide, sunteți persoane mai închise, puneți-vă toată suferința și tot necazul mâinile arhanghelului Ariel și el vă va ajuta. V-am spus, aprindeți o lumânare de culoare albă sau albastră, scrieți numele arhanghelului Ariel, numele vostru, căutați rugăciuni pe internet pentru arhanghelul Ariel sau dacă nu pentru îngeri și rugați-vă cu toată ființa voastră, bineînțeles, și cereți ajutor în problemele care voi considerați că le aveți cele mai imposibile, da? Că se referă la dragoste pentru un partener, încercați să vă rugați ca acest om să se schimbe. Arhanghelul Ariel în 3 zile îți va da un semn. Că se referă la soțul la fel. Orice situație, că aveți probleme de sănătate pentru voi toți cei din prima variantă, chemați în ajutor, în afara faptului, pe Domnul Iisus, pe Sfânta Fecioară, chemați și pe acest minunat arhanghel Ariel, ia uitați ce frumos îi, ca o femeie, vedeți? Practic parcă ar fi o femeie războinică, da? Care poate să facă, cum să vă zic eu, să vă dea o mână de ajutor. Vă mai extrag o carte să vedem ce soluție vă mai dă un arhanghel și vom vedea ce se poate spune, da? Un alt arhanghel care soluție vi dă. Arhanghelul Jeremia vă spune că viața voastră este într-un balanț total, da? Vă spune să puneți în balanță toate deciziile bune și deciziile rele și până la urmă să luați, să vă găsiți un echilibru și o armonie, da? Arhanghelul Jeremia, puteți să aprindeți o lumânare roșie sau o lumânare de culoare portocalie pentru acest minunat arhanghel care el vă va aduce clarețe, cum se zice, vă va aduce mintea, vă va pune în aplicare subconștientul vostru ca să lucreze, ca voi să puteți să mergeți pe o cale mai bună. Poate acum în prezent vă găsiți într-o situație confuză, nu știți ce să faceți, din cauza asta vă spune să puneți în balanță viața voastră, să cântăriți ce este bine într-o anumită situație. Vă dau un exemplu. Sunteți într-o relație, ok? Cântăriți cât de mult a dat el, cât de mult ați dat dumneavoastră,
Dacă vi se pare că el a făcut mai mult rău și dumneavoastră mai mult bine, va trebui să puneți un pic stop și să vă gândiți, oare este bine să continui cu acest om sau nu, depinde de situații. Încercați să-l rugați pe Arhanghelul Jeremia să vă arate dacă omul de lângă dumneavoastră vă este destin, vă este soartă, sau să vă arate dacă el are farmece. Dacă vă veți ruga 3 zile la rând la Arhanghelul Jeremia pentru o anumită persoană care voi considerați că are farmece, că este femeie, că este bărbat, că este mama voastră, este fratele vostru, soră, vă va da un răspuns prin vis, da? Sau persoana respectivă va avea un anumit comportament. Dacă are farmece, să știți că se va agita foarte, foarte tare, va face un scandal monstru și atunci dacă doriți să luptați pentru această persoană, căutați leacul prin preoți, prin cine credeți dumneavoastră ca să puteți să salvați relația. Dacă vedeți că nu se comportă nici cum și devine dintr-o dată nepăsător, el nu este destinul dumneavoastră. Puteți să descoperiți datorită Arhanghelului lui Jeremia, aprinzând o lumânare de culoare roșie, scriind numele dumneavoastră Arhanghelului Jeremia și a lui, dacă vă trădează, pentru că se va da de gol, da? Deci Arhanghelul Jeremia vă spune să puneți în balanță viața, tot ce este bun să rămână și tot ce este rău să plece. Vă poate ajuta să scăpați chiar și de farmece. Ca să scăpați de farmece, va trebui să scrieți numele Arhanghelului Jeremia de 3 ori, da? De 3 ori numele dumneavoastră și să puneți biletul să dormiți cu el sub pernă o noapte. A doua zi îi dați foc la acest bilet, cenușa o aruncați în aer. Eu vă garantez că el vă arată calea pentru a vă elibera chiar și de farmece, da? Deci, acum în prezent arată că sunteți într-o situație foarte, foarte confuză și nu știți ce să faceți, să rămâneți sau să nu rămâneți, chiar și la un loc de muncă. În orice fel de situație sunteți într-o anumită confuzie și ar trebui să lăsați această confuzie și să faceți o anumită, cum să vă zic eu, limpezire mentală în mintea voastră, să înțelegeți bine ce este mai bine să faceți. V-am zis să rămân în această relație, să nu rămân. Încercați să faceți ce v-am spus eu și cu bilețelul sau să aprindeți lumânare de culoare roșie, galbenă și veți vedea că veți găsi răspuns la toate întrebările voastre. Bine? Haide să vedem dacă vi se va îndeplini o dorință pentru voi toți cei din prima variantă vis-a-vis de, cum să vă zic eu, voi extrage din alte cărți dorința, să vedem dacă, bineînțeles că fiecare dintre voi aveți o anumită dorință arzătoare și să vedem dacă această dorință va prinde conturi alte, deci dacă se va îndeplini în realitate această dorință, da? Vom vedea imediat vă extrag cartea și vom vedea dacă dorința voastră rămâne în picioare sau nu. Sigur vă doriți să aveți o persoană de încredere și pentru majoritatea s-ar putea să se îndeplinească dorințele, da? Dacă nu aveți nicio relație și vă doriți o relație, veți întâlni pe cineva de încredere în 9 puncte, care poate să înseamnă 9 zile pe data de 9 sau poate chiar 9 săptămâni, da? Veți întâlni pe cineva. În cazul în care vă doriți ca partenerul să vă fie fidel, rugați-vă, v-am spus, la Arhanghelul Jeremia, și să vă ajute, da? În cazul în care nu știu ce anume vă doriți, poate din punct de vedere material se îndeplinește. Dacă se referă la dragoste și sunteți singuri, veți întâlni. Oricum dorința pare să se îndeplinească, dar nu uitați să vă rugați, da? Rugați-vă din suflet pentru că Dumnezeu nu doarme și ne ascultă dorințele. Haideți să vedem și pentru voi toți cei din a doua variantă ce arhanghel vă cade vouă și ce situație vă arată, da? Să vedem. Arhanghelul Aziel.
Dragii mei, să știți că voi, dacă aveți persoane moarte, un salut odicelu. Vă spune că cineva din plecat de dincolo, din altă dimensiune, este mereu prezent sau prezentă lângă voi. Dacă aveți persoane moarte care au murit și le-ați iubit mult, încercați să vă rugați la aceste persoane, să prindeți o lumânare de culoare albastră, ca și cerul. Puneți și fotografia că-i mama, că-i tata, că-i o soră, Doamne ferește, e dureros spunând lucrul ăsta, rugați-vă ca să vă ajute, pentru că prezența persoanelor moarte sunt lângă voi. Dacă vă confruntați în prezent cu o anumită situație și nu știți cum să ieșiți din această situație, încercați să chemați în ajutor o persoană care a murit, care ați cunoscut-o sau care a fost foarte mult la sufletul vostru, eu vă garantez că vă va ajuta, pentru că cerul se deschide, văd că, cu Arhanghelul Aziel, și rugați-i pe Arhanghelul Aziel ca această persoană să vină în ajutorul vostru. Aveți probleme de sănătate, rugați-vă la această persoană, vă va proteja foarte mult, spiritul ei în formă de înger va veni în casa voastră, vă va proteja de tot răul, da? Orice fel de problemă aveți, vă bate bărbatul, nu știu ce, spiritul persoanei care a murit, că-i mama, că-i tata, v-am spus, în afara faptului că faceți rugăciunile de bază, Tatăl nostru, cu Domnul Iisus, cu Sfânta Fecioară, rugați-vă și la o persoană care a murit, care a decedat și ați iubit-o mult, vă va ajuta să scăpați de situații. Nu rugați să pedepsească pe nimeni, pentru că nu se va întâmpla acest lucru, rugați-o să vă protejeze de rău sau să schimbe omul de lângă dumneavoastră, pentru că vă va ajuta cu siguranță. Arhanghelul Aziel vă spune un salut odacelu, vă spune că cineva din cer vă iubește, cei care au murit vă sunt alături și vă va ajuta, doar va trebui să le cereți ajutorul cu siguranță, da? Vă mai extrag un arhanghel să vedem. Arhanghelul Gabriel, foarte frumos. Vă spune că voi aveți o anumită putere interioară, mulți dintre voi din a doua variantă, dar Arhanghelul Gabriel vă spune că forța care voi o aveți în interiorul ființei voastre v-a ajutat în multe situații urâte să scăpați de probleme, da? Sunteți persoane foarte puternice, Arhanghelul Gabriel este un arhanghel foarte puternic și la rândul lui care combate contra răului. Aici mi-arată că sunteți persoane care ați trecut prin foarte, foarte multe greutăți, poate chiar și femei, mai mult femei se referă, și ați rămas în picioare, da? Poate că sunteți chiar și foarte credincioase, de ce nu chiar și bărbați? Eu văd că aveți o înclinație către spiritualitate, foarte mult credință, foarte multă putere interioară, foarte multă. Nu sunteți persoane care să fiți căzuți la pământ și îngerii vă ridică. În prezent, dacă aveți o problemă, chemați în ajutor pe Arhanghelul Gabriel, aprindeți o lumânare de culoare portocalie sau, dacă nu, aprindeți o lumânare de culoare, un fel de gri, să spunem așa, și chemați-l să vă dea putere, să vă dea forță, să vă dea protecție, vă va ajuta cu siguranță, pentru că în momentul în care voi veți auzi un clinchet de clopoțel sau veți auzi ca și cum auziți în ureche că țâguie ceva, vă spun că el a și venit, adică prezența lui este în casă. Sau dacă veți simți miros de flori, da? De iasomie, de busuioc, chiar și de mir, în momentul în care vă rugați, să știți că el a venit și deja ajutorul aveți. Cât de grea aveți viața, nu uitați că sunteți persoane foarte, foarte puternice, din câte văd eu aici, și aveți puteți să dați sfaturi la alte persoane din suflet, deci voi nu o faceți din fățărnice, dacă dați sfaturile, dați din suflet și plus de asta, din cauza bunătății care o aveți, sunteți foarte ajutați, deci nu veți fi lăsați la greu, pentru că omul bun nu este lăsat în mijlocul drumului, așa că, dragii mei, încercați să vă puneți toată încrederea în Arhanghelul Gabriel, că va veni cu siguranță și vă va ajuta. Haideți să vă extrag și pentru voi o carte cu dorințe. Ce dorință aveți, dacă vi se îndeplinește, da?
să vedem dorința dumneavoastră dacă se va îndeplini. Aveți o mare speranță, speranță, deocamdată speranța rămâne în picioare într-o anumită situație, da? Această speranță se poate îndeplini atâta timp cât luptați și cât vreți, da? Probabil sperați ca cineva de la drum lung să vă dea atenție sau să vă bage în seamă, sau poate că sperați să plecați la un drum lung, sau poate că sperați ca sentimentele celui care voi le dați să fie la fel, sau să vă împăcați, multe poate să însemne, sau să fiți bine cu sănătatea dumneavoastră sau cei din familie. Speranța moare ultima. Se spune că în momentul în care speranța moare, murim noi ca oameni, da? Deci speranța este ultima care rămâne pe pământ. Odată un copil a intrat într-o cameră unde erau aprinse vreo 4 lumânări, da? Când el a intrat, era acolo un preot, ok? Asta este o pildă care am auzit-o și eu la rândul meu cândva în trecut. Și copilul a întrebat pe preot, ce sens are aceste lumânări? Și atunci preotul i-a spus, du-te și stinge prima lumânare. Copilul a stins-o, zice, știi ce ai stins? El spune, nu, ai stins dragostea. Du-te stinge a doua, știi ce ai stins? Nu. Ai stins sănătatea. Du-te stingi-o a treia. Știi ce ai stins? Nu. Credința. Și-o rămas ultima. Și când să se ducă copilul să o stingă, s-a oprit în fața lumânării și a zis, domn părinte, eu această lumânare nu o mai sting. Și preotul a spus, de ce? Pentru că eu port speranță, atât port speranță în sufletul meu, că și dragostea, și sănătatea, și credința se vor uni într-o zi. Așa că, vedeți, speranța este ultima care moare. Dacă ne pierdem speranța, noi ca oameni pierdem tot. Îl pierdem pe Dumnezeu, ne pierdem sănătatea, ne pierdem credința și atunci nu ne rămâne decât să murim, da? Am avut o clientă care, acum câteva luni, nu dau nume, a vrut să se sinucidă. Mă suna și spunea, gata, am terminat, bineînțeles din dragoste, și am spus, ce privilegiu mare, îți dorești tu moartea, cine te crezi să-ți dorești acest lucru? Nici măcar nu știi că ăla este un privilegiu mare, nu. Deci dacă tu vei muri, oricum nu vei ajunge niciunde, nu vei ajunge nici în iad, nici în rai, vei rămâne într-o anumită dimensiune și de acolo de sus vei suferi mult mai tare. Deci vreau să spun că eu am avut două morți clinice. Și eu știu ce înseamnă lumea de dincolo. Este partea frumoasă care și eu am interpretat-o în mintea mea ca un fel de paradis și este partea urâtă, nu vă spun. Nu vă spun, nu faceți rău, că veți primi rău mult mai mult, atât aici cât și acolo. Acolo vă veți trăi și vom trăi toți cei care vom ajunge acolo, pe partea neagră, într-o suferință eternă. Suferința de pe pământ odată și odată se termină, dar cea de acolo nu. Aia este veșnică, aia rămâne pe eternitate. Și cât de mult mai vrei să mor, nu mai există a doua moarte, doar una. Așa că să trăim. Cu binecurele este greu, mai ales când pierzi pe cineva drag. Doamne ferește, vă dați seama că și eu acum cu fetița am zis, Doamne, mai bine ia-mi viața mea decât să moară copilul. Dar vedeți că în momentele alea de disperare nu știi ce să mai faci, adevărat. Dar nu, Dumnezeu ne dă putere de a vă zi speranța. Voi cei din a doua variantă aveți încă speranță și atâta timp cât voi aveți speranță se pot îndeplini dorințele voastre, da? Ce să zic, dragii mei, să mergem mai departe cu speranța că totul va fi bine și cu credința. Asta e cel mai important, speranța și credința, și să facem bine din inimă, și cei care ne fac rău să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să ierte și să încercăm să ignorăm și să ne îndepărtăm. Este foarte greu, nici eu personal care vă dau vouă sfaturi de multe ori nu reușesc. Da? Pentru că sunt anumite persoane care îți dă o stare atât de negativă că îți vine să le dai în cap. Nu e bine, dar de multe ori asta este. O lovitură la cineva îl mai purifici un pic, să zicem, de păcate. Eu sunt un pic așa mai hupi, știi?
Cu ocazia asta eu vă pup, vă îmbrățișez, o să mă rog în această noapte la Domnul nostru Iisus Hristos, la Sfânta Fecioară, la toți îngerii să vă dea sănătate vouă, mie, la toată omenirea, să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine. Îmi cer din nou mii de scuze că n-am putut să intru, dar și acum suntem într-o perioadă de refacere. Am intrat doar așa ca nu cumva să credeți că am uitat de voi, n-am uitat sub nicio formă, dar am fost conectată pe copii mai mult. Mie cât de mult mi-a fost rău, am stat în picioare, iată că Dumnezeu m-a ținut în picioare ca să pot să am grijă de fetițe, în special de asta mică, că a fost mult mai grav decât de asta mare, deși cu asta mare. Și acum eu, cum să vă zic, încă sunt în picioare cu toate durerile de oase care le am și tot ce se întâmplă, încă sunt în picioare. Și mulțumesc în primul și în primul rând Dumnezeului din ceruri, Domnului nostru Iisus Hristos, Sfintei Fecioară Maria și după aia nu în ultimul rând vouă și tuturor preoților care s-au rugat și se roagă pentru noi toți, da? V-am pupat și vă îmbrățișez și să dea bunul Dumnezeu și Maica Domnului să aveți parte de multă, multă sănătate. Doamne ajută!